Directorii unităților de învățământ mai au la dispoziție doar 6 zile pentru a depune cereri în cadrul Programului Național pentru reducerea abandonului școlar. Acesta vizează implementarea mecanismului de avertizare timpurie în educație prin acordarea de granturi unităților de învățământ de nivel gimnazial cu risc mediu și crescut de abandon școlar. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Mehedinți fac apel la directorii unităților de învățământ din județ să aplice în cadrul Programului Național pentru reducerea abandonului școlar. Peste 3.000 de unități școlare la nivel național au fost selectate, dar în jur de 2.500 vor primi și finanțare cât mai curând. Este necesar ca directorii de unități școlare, până pe data de 17, să depună și o cerere de intenție pentru participarea la acest proiect. Este vorba de fonduri venite prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Unitatea școlară, în funcție de numărul de elevi, în funcție de riscul de abandon școlar al copiilor din localitatea respectivă, pot primi fonduri până la maxim 200.000 de euro. În cadrul proiectului, școlile vor primi un set de instrumente pentru identificarea timpurie a elevilor cu risc de abandon școlar. Cu aceste fonduri, unitățile școlare pot dezvolta diferite tipuri de activități. Este o gamă foarte diversificată de activități. Ele pleacă de la activități de consiliere școlară, mai ales acolo unde sunt comunități rome, activități specifice pentru copii cu CES. De asemenea, activități recreative, este vorba de excursii, concursuri școlare. În același timp, se pune accent și pe dezvoltarea bazei materiale. În județul Mehedinți au fost selectate 56 de unități de învățământ care se încadrează în condițiile impuse de Programul Național. Astfel, directorii școlilor au timp până la 17 ianuarie să depună cererile pentru a beneficia de acest program.